Mă adresez în legătură cu actul de terorism sângeros și barbaric, care a ucis zeci de oameni pașnici care nu erau vinovați cu nimic, cetățenii noștri, incluzând copii, adolescenți, femei. Principalul lucru acum este să nu-i lăsăm pe cei din spatele băii de sânge să comită noi crime. În ceea ce privește investigarea acestei crime și rezultatele acțiunilor operative de cercetare, pot să vă spun la acest moment următorul lucru. Toți cei patru care au comis actul de terorism, toți cei care au împușcat și ucis oameni, au fost găsiți și arestați. Ei au încercat să se ascundă și să se îndrepte spre Ucraina, unde, după datele preliminare, aveau pregătită o fereastră ca să poată trece granița ucraineană. În total, 11 oameni au fost reținuți. Este deja evident că ne confruntăm nu doar cu un act de terorism planificat cu cinism, dar cu omorârea premeditată în masă a unor oameni nevinovați. Criminalii și-au fixat un obiectiv în a omorâ, împușca cu sânge rece cetățenii noștri. Toți executanții, organizatorii și cei care au ordonat această crimă vor fi în mod corect și inevitabil pedepsiți. Oriunde ar fi și oricine ar fi cei care au ordonat acest lucru. Repet, îi vom identifica și pedepsi pe toți cei care au stat în spatele teroriștilor, cei care au planificat atacul împotriva Rusiei, împotriva cetățenilor noștri.